Bucurie mare, sâmbătă, în rândul delegației roș-albastre de la Voința Vișina, gruparea dâmbovițeană a reușit să spargă gheața în etapa a patra și a obținut prima victorie din acest sezon competițional de Liga a patra. Voința Vișina s-a impus fără probleme 4-2 în deplasarea de la Ungureni cu Unirea din localitate, la capătul unui joc controlat de la un capăt la altul. Pentru roș-albaștri au marcat Verdeș, care a reușit dubla, Vergan și Rizea. Victoria formației din Vișina vine după un început ezitant de campionat, un egal pe teren propriu și două înfrângeri. În urma succesului obținut, roș-albaștrii au urcat în clasament până pe poziția 12-a, având 4 puncte acumulate până în prezent. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a 4-a, Liga a 4-a, Dâmbovița, cât și clasamentul a zis, sunt următoarele. Unirea Colibaș, CSM Fieni, 0-5. Unirea Ungureni, Voința Vișina, 2-4. Gloria Cornești, Unirea Răcari, 3-0. Voința Perșinari, Luceafărul Dragomirești, 6-4. Roberto Ziduri, Olimpicii Ulm, 3-0. Unirea Bucșani, CS Coada Izvorului, 4-0. Petrolul Târgoviște, Viitorul Ile Caragiale, 7-0. Progresul Mătăsaru, Sportul Voinești, 6-4. FC Brezoaiele, Recolta Gurașuții, 0-0.